și Teatru Toma Caragiu, mă. Aici jucăm. Ia să intrăm. Să vedem și noi. Muzeul Caragiale. Ce faci, mă, nene Iancule, mă? Monumentul eroilor prahoveni din războiul de întregire a neamului, 1916-1919. Ia uite că ajungem la Palatul Culturii. Profesor ca dumneavoastră fac onoarea unei școli. Salutare, frații mei! Astăzi îi dau pedală în Ploiești. Iată! Intrăm în Ploiești, vremea nu prea ține cu mine. E cam frig și e și destul de înnourat așa. Totuși nu întâmplător fac eu astăzi clipul ăsta din Ploiești. Am spectacol la Teatru Toma Caragiu și am zis că e păcat să nu dau și eu o pedală prin Ploiești, prin orașul lui Caragiale, dacă tot am un spectacol pe care îl joc de Caragiale. A, noroc! Vezi, mă? Te știe lumea, te claxonează, te salută. Frumos, oamenii sunt primitori în Ploiești, cum ar veni. Bă, și m-am uitat pe vreme, mă, și scria că e și un pic de soare astăzi în Ploiești. Și m-am îmbrăcat în 10 secunde, am plecat nemâncat, n-am băut nimic. Și am venit repede la Ploiești ca să prind acel strop de soare. Și când încolo, e nici un pic de soare aici. Ce, mă, frate, aici? Ia, mă, cam avem o poartă. Intrește-ne pe poartă dacă o avem. Că de asta sunt porțile. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Și Teatru Toma Caragiu, mă. Ia uite ce repede am ajuns la el. Nici nu mă așteptam. Ia uite, ce se joacă? Că asta ne place nouă, să vedem ce se joacă. E închis, deci e pe un din ăsta pietonal, așa. Uite, belcevele din Chioggia. Căsătoria. Și ăsta este Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ediția 11 a Ploiești, 8-12 decembrie. Aici jucăm. Ia uite că ajungem la Palatul Culturii. Păi nu oprim noi la Palatul Culturii, domnule? Ia să oprim noi la Palatul Culturii. În perioada 1967-1977, aici s-au desfășurat o parte din activitățile Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești. 14 septembrie 2017. Și avem și cea mai impunătoare clădire din Ploiești, cred că asta e Consiliul Județean Prahova, instituția prefectului. Două la primărie, două la prefectură. Așa, mă, frate, o mai luăm și prin ganguri. Deci nu e adevărata fața Ploieștiului. Prin ganguri e adevărata față de obicei. Ia uite, mă, am trecut printr-un gang întâmplător și uite, chiar am ajuns la Muzeul lui Caragiale. Deci pe o stradă, mai retrasă, pe o stradă, în spatele blocurilor, există Muzeul lui Caragiale. Ia să intrăm. Să vedem și noi. Muzeul lui Caragiale. Salutare, nene Iancule. Uite. Deci, Muzeul lui Caragiale. 1852-1912. Bună ziua! E deschis? Da. A, până la ce oră e deschis? La 4:30. Aha. Ok, mulțumesc. Cât e intrarea? 8 lei. Păi am văzut aici muzeul, dar aș vrea să văd casa lui Caragiale. Așa că hai la casa lui Caragiale. Ba! Și am ajuns și la casa lui Caragiale. Dacă am zis că venim, am venit, domnule.
și, spre surprinderea mea, arată foarte bine, adică în comparație cu ce casă memorială am mai văzut, nu vă spun, o să vedeți în episoadele viitoare. Asta arată super bine, deci felicitări celor care o întrețin. Uite, mă, nenea Iancu, mă așteptam, mă, frate, pe bancă și eu umblam de bezmetic prin tot Ploieștiul. Ce faci, mă, nenea Iancule, mă? Muzeul de artă. Uite, muzeul de artă, tată. Mă ceartă, gata, ce trebuie să mă ceartă. Ia, băi, ipotrop, ia zi. La ziua. La ziua. Până la ce oră e deschis azi? La ora 5. Da? Dar numai pe bază de certificat verde. Da, nicio problemă. Da. Bine, mulțumesc frumos. Gara de Sud din Ploiești. Oare mai arată așa? Deci pe bune, chiar nu știu dacă mai arată așa sau. A, nu cred că mai arată așa. Da, mă ajunge și până la gara să vedem cum arată acum. O comparație. Deci, avem acum, da, gara de Sud din Ploiești. Hai să vedem cum arată astăzi. Deci, așa arată acum și mergem să vedem cum arată astăzi. Și gara de Sud Ploiești nu mai arată chiar cum era odinioară. Da, cam asta ar fi. Gara din Ploiești. Sunt pe contrasens, evident, dar am mers așa pe margine ca să pot să prind toată gara, că din partea cealaltă nu se vedea. Și avem și Colegiul Național Mihai Viteazu. Profesori ca dumneavoastră fac onoarea unei școli. Ei sunt o garanție că tinerele generații care le trec prin mână, când vor deveni cetățeni, vor fi perfect educate și solid instruite și vor face fala națiunii. Pe acest loc s-a ridicat între anii 1885-1898 Liceul Sfinții Petru și Pavel. Deci aici a fost Toma Caragiu. Deci avem în față Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul cu brad împodobit frumos la intrare. Monumentul eroilor prahoveni din războiul de întregire a neamului 1916-1919. Aici cred că e piața. Caragiu. 1925-1977. Am căutat să văd o casă memorială de la Toma Caragiu. Am văzut că a existat o tentativă de a se face una la Periș, dar că până la urmă nu s-a mai făcut. Deci n-am unde să mă duc și la o casă memorială de-a lui. Uite, mă, că este și cinema. Cinema Premiera, așa se cheamă? România Film. Oare funcționează? Cine e din Ploiești să-mi zică și mie dacă funcționează, dacă merge cineva la film aici. Frații mei, cam asta a fost și plimbarea mea din Ploiești. Mă duc la spectacol, am pedalat aproape vreo 20 de kilometri, așa că mi-ajunge, mă duc la spectacol. Vă las cu câteva imagini de acolo. Aveți grijă de voi și să ne vedem data viitoare!